Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Familiile celor 7 cetățeni turci expulsați au început să primească abia recent scrisorile cu deciziile luate de autoritățile de la noi. Asta în timp ce persoanele se află de o săptămână în închisorile din Turcia. Vor să exporte carne de pasăre și ouă pe piețele europene, dar se plâng că plătesc mult la stat, iar din această cauză nu pot face investițiile cerute. Proprietarii fermelor de păsări au discutat subiectul cu autoritățile de la noi. Temperaturile înalte derutează până și copacii salcâmii, castanii, cireșii au dat în floare. Ce temperaturi au specialiștii, vă spunem la știri. O minoră pe care un cuplu a invitat să lucreze ca bonă a fost impusă ulterior să se prostitueze. Doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost reținuți. Bâlbâială la nivel înalt pe marginea expulsării celor 7 cetățeni turci, în timp ce biroul de azil declarase pentru un site de știri că instituția nu a fost implicată în acest caz, portalul anticorupție a prezentat documente care ar confirma contrariul. Potrivit actelor, biroul a luat decizia de a-i declara persoane indizerabile pe cetățenii turci pe 5 septembrie, cu o zi până la expulsare. Jurnaliștii portalului presupun că fie biroul a mințit că nu are legătură cu acest caz, fie că a scris o dată mai devreme pe document pentru a-i acoperi pe cei care au trimis persoanele în Turcia. Ministerul de Interne a negat acuzațiile și spune că șefa biroului nu a fost înțeleasă corect din start. La o zi după expulzarea cetățenilor turci din Republica Moldova, Biroul Migrațiune și Azil preciza că instituția pe care o conduce nu s-a ocupat de acest caz. Iată ce ar fi declarat Olga Poale Lungi pentru Deschide.md. Biroul nu a participat. Instituția care s-a ocupat de acest caz nu suntem noi. Astăzi, portalul anticorupție a publicat câteva documente care arată că biroul de azil ar fi știut de la bun început despre operațiune. Astfel, pe deciziile expediate directorului filialei din Durlești, a liceului Orizont, care, de altfel, au ajuns abia pe 11 septembrie, sunt indicate datele de 5 și 6 septembrie. Riza Dogan este înștiințat că poate ataca decizia în termen de 5 zile. Mai mult, directorul ar deține un permis de ședere provizorie, valabil pe 5 ani în Republica Moldova, document care expiră în februarie 2022. În aceste condiții, jurnaliștii de la Anticorupție presupun că biroul a antedat documentele pentru a-i scoate basma curată pe cei care au participat la expulzare. Sau Olga Poale Lungi era la curent cu acest caz și a mințit când a făcut declarații pentru Deschide.md. Ministerul de Interne, prin intermediul consilierii Alina Zbancă, a negat că șefa biroului ar fi semnat cu data din urmă aceste scrisori și că tot scandalul a pornit după ce reporterii portalului respectiv ar fi interpretat eronat declarația ei. Pe de altă parte, contactați de TV8, autorii știrii ne-au spus că își asumă cele scrise, asta pentru că ar avea înregistrată convorbirea cu Poale Lungi. Tot astăzi, TV8 a intrat în posesia unor alte documente prin care cetățenii turci sunt anunțați că li s-a refuzat cererea de azil. 4 din cei 7 au început să primească aceste documente abia după 10 septembrie, când deja se aflau în închisorile din Turcia. Și în acest caz, legea le permite să atace decizia în termen de 30 de zile. Abia dacă instanța se expune definitiv, ei trebuie să părăsească țara în 15 zile. Cei 7 cetățeni turci au fost expulzați de Serviciul de Informații și Securitate după ce au fost declarați indizerabili pe teritoriul Republicii Moldova. Îl avem în studio astăzi pe avocatul Promolex, Dumitru Sliusarencu, pe care îl vom ruga să ne explice, din punct de vedere juridic, unele chestiuni legate de expulzarea celor 7 cetățeni turci din Republica Moldova. Dumitru, bună seara și bine ai venit la noi. Bună seara. Spune-mi, te rog frumos, la o săptămână de la acest incident, aveți ceva noi detalii? Știu că Promolex de obicei se implică în astfel de cazuri de rezonanță și dacă v-ați implicat și dacă ați luat vreo decizie. Este surprinzător unul din cazurile când noi practic nu reușim să avem informații suplimentare decât ceea ce putem vedea în presă. Deci este un caz dubios, un caz cu multe semne de întrebare și multe neclarități și cât am încercat să documentăm, nu cred că aș putea să vă spun mai mult decât ceea ce am văzut în medie. Dar încercarea de a documenta se rezumă, nu știu, pe căi oficiale, cereți acte, documente, întâmpinați greutăți, simțiți că ceva nu funcționează față de alte cazuri sau nu știți unde să vă adresați elementar? Noi, de fapt, avem o listă de instituții cu care trebuie să lucrăm și pe care trebuie să le solicităm informațiile, doar că
Din ceea ce putem vedea până în prezent, autoritățile nu sunt foarte cooperante. Deci nu este vorba că noi ar fi trebuit ceva să obținem, este vorba că autoritățile ar fi trebuit să comunice de mult exact care sunt detaliile și circumstanțele. Haideți să încercăm împreună să vedem ce s-a întâmplat de fapt, cum, da? Ați văzut astăzi ultimele acte din presă. Din nou confuzie. Ba au fost expulzați de azil, ba nu au fost, ba au avut treabă, ba nu au avut treabă. Până la urmă, ministerul s-a redus la o informație că din nou presa e de vină. Jurnaliștii n-au înțeles corect. Așadar, dacă biroul Migrațiune și Azil i-ar fi declarat pe aceste persoane indizerabile, ce-ar fi trebuit să urmeze? Iată, după acest lucru. Deci, de obicei, biroul de Migrație și Azil este obligat să prezinte decizia motivată sau nemotivată în dependență de problemele legate de securitatea națională persoanei nemijlocit sau apropiaților, după care să prezinte termenul în care trebuie să plece din Republica Moldova. Deci procedura de declarare a persoanei indezirabile nu presupune transportarea sau transferarea spre alt stat, ci părăsirea teritoriului Republicii Moldova. Deci îi se oferă posibilitatea cetățeanului vizat să își aleagă țara unde vrea să ajungă. Da. Sau dacă există motive urgente care pun în pericol securitatea națională, el să fie transportat de către o escortă până la frontiera de stat. În cazul respectiv nu a fost realizat acest lucru. Mai mult ca atât, timp de o săptămână, Biroul de Migrație și Azil nu a comunicat nimic. Deci, Dumitru, eu o să te rog să mă întrerup. Pur și simplu, eu am studiat această lege, am mai studentă la drept fiind, din când în când am mai citit. Mie mi-a reținut acolo o chestie că autoritățile nu sunt obligate să expulzeze sau să extradeze cetățenii în țările în care există pericolul ca ei să fie torturați sau li se încalce drepturile, cu excepția. Tu ți-amintești de acea excepție? Excepția dacă nu prezintă pericol la adresa statului nostru. Este de așa fapt, ceva? Sună un pic diferit. Statele au obligația de a nu expulza sau extrada persoana într-un stat unde riscă să fie expus tratamentelor inumane și degradante. Și acolo nu există. Nu există excepție la asta. Nu există excepție la asta. Există posibilitatea de a transfera, cum am spus, persoana la frontiera de stat spre punctul de tranzit internațional. Dar în niciun caz în statul unde poate fi expus torturii. Tortura este unul din drepturile absolute, adică el nu poate fi încălcat nici într-un caz, chiar dacă este în pericol securitate. Judecând după relațiile pe care le au autoritățile noastre cu autoritățile din Turcia, probabil ei nu consideră că această țară este un pericol. Ce ar trebui, da, să aibă la bază, nu știu, cei din SIS sau politicienii, nu știu, ca să spună, da, acolo este periculos. De exemplu, Petrencu consideră că țara noastră este periculoasă, el ar putea fi torturat. Autoritățile spun că în cazul lui iată se ține cont de lege. Deci, cum înțelegem? E periculos sau nu este periculos? Iată de ce, noi astăzi nu o să clarificăm aici, dar iată de ce este necesar ca această procedură să fie examinată de o instanță. Pentru ca instanța, în baza cumulului de probe, să spună, este Turcia exact periculoasă sau nu? Nici de cum oficiul SIS sau cei de la Biroul Migrației și Azil nu pot stabili sau asta. Politicienii. Cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Mi-au scris aici colegii o întrebare. De ce profesorii au fost transmiși autorităților turcești dacă aceeași lege, articolul 58, scriu colegii mei, spune că persoanele trebuie însoțită până la frontiera de stat și trebuie să aleagă singur unde să meargă? Aici trebuie să ghicim. Da, în lege există vreun punct. Domnul Candu a spus că ei au procedat în strictă conformitate cu legea. Deci legea spune prin virgulă că persoanele pot fi însoțite până la frontiera de stat, până la punctul de tranzit internațional sau în țara lor de origine, dar nu impune obligația sau o singură soluție de a fi transmis la țara lor de origine. Dacă persoana alege să meargă la țara lor de origine, atunci este dreptul lui. Dacă nu, atunci el poate merge într-o altă țară, mai ales, cum am zis, există riscul expunerii la tortură. Încă un detaliu la care am atras atenția este faptul că profesorii au fost trimiși în țara lor de baștină, în închisoare, fără a avea acte de identitate. Cel puțin asta spun rudele. E posibil așa ceva ca un om să fie luat, băgat în avion, charter?
Da, există legea aici, spune un lucru interesant, că dacă persoanele nu au cu ele acte de identitate sau nu le dețin în general, atunci autoritățile pot, în termen de 24 de ori sau prin procedurile de urgență, să le elibereze aceste acte. Aha. Fie este opțiunea B, de a se adresa oficiului consular al statului lor de unde sunt de origine pentru a le fi eliberate documente albe sau acte speciale, dar dacă ele au documente, așa cum s-a întâmplat în cazul nostru, deci rudele au rămas le și pașapoartele și permisele provizorii de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, atunci nu există necesitate de a le transporta fără acte. Aici este o altă mare semn de întrebare, cum au fost transportate aceste persoane, cum au fost în general ele înregistrate, au trecut toate vremele, au fost sau nu ele înregistrate, știu, cumva pot să se asigure autoritățile noastre că ele, în general, stau undeva la evidență în Turcia sau nu. Domnul Slusarencu, spuneți-mi, vă rog frumos, dacă dumneavoastră ați avea un copil, știu că aveți o fetiță să vă trăiască și ar fi trebuit să meargă la școală și dacă dumneavoastră ați fi un înalt oficial de stat și ați primi în fiecare dimineață raportul de la SIS și dacă ați ști că există un dosar de 20 de ani în Republica Moldova pentru terorist, v-ați da copilul la școala aceasta? Nu. Nu? Evident. E bine, iată, politicienii noștri, anume la această școală, și-au dat copiii. Despre asta urmează următorul reportaj. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm la noi. Cu informații noi, sper, despre acest caz. Noi vă promitem că o să-l ținem în vizor. Noi o să încercăm să facem tot. Succes vă doresc. Mulțumesc. Vă Liceele private Orizont au fost de-a lungul anilor atractive și pentru mai mulți copii de politicieni și persoane cu funcții înalte în stat. Unii dintre ei își fac studiile și în prezent, anul trecut, printre elevii liceului se număra și fiul președintelui Parlamentului, Andrian Cantu. Băiatul însă a fost transferat în altă instituție la sfârșitul anului trecut de studii. Scandalul cu implicarea directorilor și profesorilor acestor licee nu i-a speriat însă pe unii politicieni, care spun că nu au motive pentru a-și transfera copiii la alte instituții de învățământ. Potrivit portalului TV8, la Liceul Orizont a învățat și unul dintre fiii fostului prim-ministru Valeriu Streleț. Printre foștii elevi ai acestei instituții se numără și copiii deputatului neafiliat Eugen Carpov, ai premierului Filip, ai fostului ministru al apărării Vitalie Marinuță, dar și ai prim-vicepremierului Iurie Leancă. Tot aici își fac studiile în continuare și copiii deputatului PSRM Vladimir Țurcan. Socialistul a confirmat această informație pentru TV8 și a precizat că fiii săi vor studia în continuare la acest liceu pentru că nu are motive să-i transfere la altă instituție. Totul absolut era bine și este bine și asta bine și Ministerul Învățământului, dacă nu mă înșel. Am încercat să discutăm și cu alți deputați, dar aceștia nu au răspuns la apelurile noastre telefonice. La Orizont a studiat și fiul lui Andrian Candu, însă acesta a fost transferat înainte de vacanța de vară. Zilele trecute, Candu a fost întrebat de jurnaliști de ce a decis să-și ia copilul de la acest liceu. Oficialul însă a refuzat să ofere un răspuns. Fiul dumneavoastră a învățat în liceu Orizont. Vă mulțumim foarte mult. Succes! Rețeaua de liceu Orizont se consideră una din cele mai prestigioase din Moldova. Anterior, elevii liceului au publicat o secvență video cu profesorii acestei instituții, unde le mulțumesc acestora pentru munca pe care au depus-o de-a lungul anilor. În aceste secvențe apar și profesorii care au fost expulzați în Turcia. Vă cam obosește zgomotul pe care îl facem, dar fără noi vă plictisiți. Elevii liceelor Orizont au câștigat peste 8.000 de medalii la diverse concursuri internaționale în cei 22 de ani de activitate. Ultimile din ele, de bronz, le-au obținut la Olimpiada Internațională de Informatică din Japonia. Parlamentarii și reprezentanții societății civile s-au întâlnit față în față pentru a discuta despre modificarea codului electoral în contextul invalidării alegerilor locale din municipiu. Deocamdată, cele două tabere doar discută și asta pentru că înainte de scrutinul parlamentar, deputații nu mai pot vota legi. Unul dintre experți a propus ca ziua tăcerii să fie anulată, însă democrații și socialiștii s-au opus. Reprezentantul de la Promolex a venit cu propunerea ca agitația electorală să fie permisă în ziua alegerilor, însă doar în spațiile unde poate fi monitorizată. Am venit cu soluția tehnică de a permite agitația electorală în ziua alegerilor și agitația activă în stradă, pentru că noi avem o prezență destul de mică, atestată în ultimele scrutinii, este
bine să fie păstrată această zi a tăcerii în acele spații care pot fi verificate în perimetrul secțiilor de votare. În același timp, directorul Asociației Adept, Igor Boțan, a menționat că în unele state ziua tăcerii a fost scoasă în afara legii din cauza că încalcă dreptul la libertatea de exprimare. Există state care, prin hotărâre ale Curții Constituționale, au declarat că ziua liniștii este neconstituțională. Câțiva democrați și socialiști s-au opus. Ziua tăcerii trebuie să fie menținută în codul electoral. Este o practică unanimă, o practică internațională, da, din mai multe țări. Deputatul Sergiu Sârbu s-a expus față de publicitatea de pe Facebook, dar a recunoscut că ideea lui nu are cum să devină deocamdată realitate. Atunci când vorbim despre pagini publice, deci acolo când intervin sponsorizările, când intervin elemente de finanțare, atunci astfel de norme ar trebui să fie reglementate. Nu sunt sigur că noi vom reuși să găsim acest mecanism până la alegerile parlamentare. Asemenea, expertiză încă nu există la nivel internațional. Predemiștii au boicotat ședința Comisiei Juridice pe motiv că nu au vrut să facă jocul majorității parlamentare. Participând în acest grup de lucru, noi practic acceptăm că alegerile au fost nevalidate jos. Grupul de lucru pentru modificarea codului electoral a fost creat pentru a depista lacunele legislative care ar putea duce la noi cazuri de invalidare a alegerilor. Inițial despre necesitatea unei asemenea analize a vorbit Vlad Lahotniuc la puțin timp după ce instanțele de judecată au anulat alegerile locale câștigate de Andrei Năstase. Unul dintre motivele invocate de judecătoarea Rodica Berdilu a fost că votanții ar fi fost influențați de liderul PPDA după ce ar fi urmărit un live făcut de politician pe Facebook și care a avut un impact de 250.000 de vizualizări. Necaz pe capul unor părinți din capitală care își duc copiii cu nevoi speciale la o grădiniță specializată. Aceștia au aflat cu stupoare că instituția urmează să devină grădiniță obișnuită. În acest fel, trebuie să aleagă sau își lasă copiii pe loc sau să-i transfere la o altă instituție specializată. Însă atât părinții cât și educatorii sunt împotrivă pentru că le-ar crea mai multe probleme. Direcția Educației Râșcani însă dă asigurări că transferul este pentru binele copiilor. Să ai un copil cu dizabilități este dificil, zic părinții, iar ei se declară mulțumiți de munca personalului specializat de la grădinița numărul 74. Oxana ne spune că fiul său, diagnosticat cu autism, a înregistrat progrese de când frecventează această grădiniță. Săptămâna trecută am rămas brusc mirată când a văzut două trolebuse oprit în loc și mi-a spus: mama, ele seamănă. Deci animalele început să le cunoască, câinile, pisica, care până acum nimic. Femeia este împotriva transferului în altă grădiniță pentru că micuțului va fi greu să se adapteze. Toți autiștii, nu doar Luca, odată ce a memorizat, știe cum să ajungem la grădiniță, el nu mai acceptă alte căi. Chiar dacă putem să luăm pe o scurtă tură, el țipă că el știe că el nu pe acolo trebuie să meargă. Dar nu vreau să-l distrugem mai tare psihicul lor decât este distrus. Mai mult, transferul în cealaltă instituție specializată le-ar crea părinților și mai multe greutăți. Asta pentru că nu lucrează în timpul verii, iar părinții sunt nevoiți să găsească alternative, după cum ne spune această mamă care a cerut să-i păstrăm anonimatul. Alte instituții nu ne oferă acest lucru, din motiv că au un program doar până în mai, deja iunie, iulie, august nu lucrează. Suntem legați, practic, toată vara să stăm acasă. Să iau cadrul de sprijin copilului meu nu-mi permit. Pentru că ca să achiți cadrul de sprijin, dar nici nu îl putem găsi. Autoritățile dau asigurări însă că programul de lucru al grădiniței specializate de alternativă va fi prelungit. Acesta nu este un impediment în ceea ce privește activitatea grădiniței Orfeu. Noi, în cazul în care vor fi solicitări din partea părinților, grădinița va continua să activeze și pe parcursul verii. O altă problemă semnalată de personal este că vor fi eliberate din funcție cadrele specializate. Maria Vram este în prag de pensionare și pusă într-o situație să-și găsească alt loc de muncă. Psihopedagogii, defectologii, rămânem pe drum. Mi-am dedicat toată viața mea acestor copii, dar acum nu știm ce să facem, fiindcă de noi nu spune nimic, ceea ce ne încalcă drepturile noastre, activând de o viață. Conform Direcției de Învățământ, după reorganizare, grădinița urmează să primească 80 de copii, în timp ce acum găzduiește 26. Totuși, angajații se îndoiesc că grădinița se va redeschide pentru că ar fi prea puțin spațiu. Aici copii tipici,
nu pot să încapă mai mult de 10-12 într-un grup. Chiar nu înțelegem cui trebuiește acest local. Intuiesc personal că ne aflăm în centrul orașului, acces din toate punctele de vedere, aici s-ar putea face multe și de toate. De partea cealaltă, autoritățile spun că nu s-a luat încă o decizie finală și toate părțile urmează să fie consultate. Urmează să fie investigată în situația. La moment se discută asupra transferului, dar nu există încă un ordin aprobat definitiv de către Direcția Generală și Consiliul de Administrație. Proprietarii mai multor companii avicole se plâng că din cauza taxelor mari pe care le achită la stat, nu le rămân resurse suficiente pentru investiții. Iar astfel, dorința de a exporta în Uniunea Europeană rămâne doar un vis. Aceștia și-au exprimat oful la o ședință organizată la acest subiect de ANSA. Acolo specialiștii le-au explicat condițiile pentru ca firmele să ajungă pe piața europeană. Autoritățile speră totuși că peste un an vom vedea pe rafturile magazinelor din țările UE marfa autohtonă. Chiar dacă producătorii mici aspiră la piața europeană, aceștia se plâng că impozitele îi împiedică să facă investițiile necesare. Este și cazul unui om de afaceri din nordul Moldovei. Noi achităm TVA 20%, dar toate cereale care le procurăm pentru producerea la ouă și la carne, procurăm cu 8%. Și aici automat apare un impozit destul de dureros, care noi de an ce trece ne vine mai greu și mai greu să ținem față. Pe TVA se plâng și producătorii mai mari, spunând că din această cauză sunt dezavantajați față de colegii lor din alte state europene atunci când vor să aibă acces pe piața europeană. Agenții economici europene au plafoane mult mai ridicate la subvenționare. Agenții economici avem TVA-ul de 7 în Germania, 0 în Marea Britanie, 0 în Malta și 20 în Moldova. Aici apare o problemă, trebuie să ne uităm și la condițiile care se creează agenților economici. Femeia spune că, oricum, compania se pregătește intens pentru a se alinia la standardele europene. La moment, noi suntem aproape gata pentru export. Standardele europene presupun investiții mari atât în implementare cât și în menținere. Efortul merită. Foarte mici prețuri la urmă pentru Moldova. Pregătim și suntem pregătiți, fiindcă suntem monitorizați permanent, plus permanent ne vin controle fel de fel care ne verifică. Companiile avicole au fost evaluate între timp de o echipă de specialiști din Lituania. Experții au constatat că producătorii locali mai au de lucrat la mai multe capitole, printre care asigurarea igienei, modernizarea tehnicii, dar și respectarea condițiilor de păstrare și transportare. Asigurarea unui flux tehnologic continuu, unui flux tehnologic corect, care să excludă posibilitatea contaminării produselor din carne, cărnii în cazul dat și a ouălor pe procesul de fabricare acestor produse până la păstrarea, marcarea acestor produse și plasarea lor pe piață. Și autoritățile au teme de făcut. Acestea urmează, printre altele, să creeze un centru național de procesare a deșeurilor din industria cărnii, să acrediteze laboratorul național și să continue armonizarea cadrului legislativ. Din această cauză, nu se știe când mai exact se va permite exportarea produselor avicole pe piața Uniunii Europene. Cea mai optimistă prognoză ar fi la anul. Ne dorim ca anul viitor, deja fiind undeva în Uniunea Europeană, să avem acces, să vedem pe rafturile din magazinele din Uniunea Europeană mai multe produse de ale noastre. Țara noastră urmează să fie supusă unui audit în septembrie 2019 de către Uniunea Europeană. Dacă se va stabili că toate cerințele au fost respectate, producătorii locali vor putea vinde pe piața europeană. În prezent, la 4 ani de la semnarea acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană, singurele produse animale care pot fi exportate în Uniunea Europeană sunt mierea de albin și produsele de pește. Un tânăr din Porumbeni nu regretă nicio secundă din viață că a ales să studieze și să trăiască din sculptură. Mihai Botnar este convins că pasiunea pentru cioplit, descoperită încă din copilărie, când era doar ștergea praful din atelierul unui vecin, este ceea ce îi aduce împlinire. De-a lungul anilor a meșterit zeci de lucrări, iar cele în care surprinde corpul uman, așa cum o făcea și celebrul Michelangelo, sunt preferatele lui. În prezent, tânărul artist lucrează la o sculptură care va fi expusă într-o țară din Europa. Că vecinul meu avea atelier și mă duceam și mai ștergeam praf pe acolo. N-am ales-o eu, sculptura. Asta mai mult ca sigur, acum conștientizez. Cu timp mi-am dat seama, zic, bă, da, asta-i. Și așa, muncind,
mult, cu pasiune, cred că doar pasiunea m-a ținut, mă ține și o să mă țină. Mihai Botnar este un tânăr din Porumbeni care a transformat pasiunea întâmplătoare din copilărie în una pentru restul vieții. Acesta a fost îndrumat de vecinul său, sculptor și el de meserie, iar mai apoi a continuat să desprindă secretele sculptatului perfect la o școală profesională din Chișinău. Primele lucrări au fost din lemn. Am început de la triunghiuri mici. După aia floricele, frunzulițe. Cea mai veche care am făcut-o la școală profesională este acest berbec. E pur și simplu, aici am fost cel mai sincer om. Ulterior a mers să studieze în România, iar în prezent este masterand la Universitatea Națională de Arte din București. Este îndrăgostit de lucrările lui Michelangelo, fiind pasionat de corpul uman. La această sculptură, de exemplu, care are aproape 2 metri în înălțime, Mihai a lucrat mai bine de o săptămână. Asta au fost cu oață, așa stătea o oață dreaptă, pe aceea eu cu compasul luam și aveam aici modelul și măsuram, pac, pac, adică luam măsurăturile mari. Din ultimul care l-am este portretul tatălui, care a fost și lucrarea de licență. Iată, el poate să arate, să zic așa, nu știu dacă e evoluție, da, poate. Viața mea de student, după cum i-am prins caracterul, după cum tot a fost sculptat, el este cel mai, care așa mi-i las suflet. Mihai a studiat și în Italia, unde a descoperit piatra. N-am învățat tot, dar o bază mi-am pus destul de bună, ceea ce nu puteam să mi-o pun aici în Moldova, nici chiar în România, deoarece lipsa de materiale, lipsa de profesori care să te învețe. Acum îmi dau seama că tot ce am făcut eu aproape este egal cu zero. No, să zic, nu pot să zic zero că am să fiu așa, să zic zero întreg și unul, că e de-abia începutul. Dar câte mai am de învățat, asta pur și simplu mă fascinează, adică am foarte, foarte mult de învățat. Este greu să fii artist, mai ales când este vorba de bani. Mihai spune că deocamdată reușește să se întrețină financiar, însă nu din sculpturi, ci datorită burselor. Până acum, la licență, am fost norocos să fiu susținut din burse. Am fost bursier a statului român timp de 3 ani, după aia am mai luat 2 burse, aia cu Erasmus, de la Principesa Margareta, o altă bursă. Ăsta a fost norocul ca să mă mențin în domeniu. Și a expus lucrările sale la mai multe expoziții din România. A avut chiar și expoziții personale, iar toamna aceasta va organiza și una la Chișinău. Avem 4 tineri care am fost premiați la o gală. Vom face pe expoziția noastră Identități și sper să asta va fi prima expoziție în Moldova. Modest din fire, Mihai a evitat să vorbească despre o nouă provocare din viața sa, cea de a ciopli o sculptură ce va fi expusă în Europa, la care lucrează alături de un artist cu renume. Visul tânărului este să devină un sculptor cu renume, iar pentru asta muncește în fiecare zi. Dar nu pot să nu sculptez. Indiferent, mă gândesc, idei, non-stop, poate și când mănânc îmi vine o idee bună. Ce o să fie, o să fie, eu zic că o să fie bine. Am să fac tot posibil, am să insist. Dacă nu o să fac asta, cred că o să fiu toată viața nefericit. Au nebunit alcâmii, iar de rând cu ei și liliacul, castanii, cireșii și alți pomi fructiferi. Imagini ce amintesc de primăvară poți vedea cam peste tot în țară spre bucuria trecătorilor. Oamenii spun că înflorirea copacilor este un semn că toamna va fi lungă. Experții, în schimb, avertizează că din cauza temperaturilor ridicate am putea avea mai puțină roadă în anul viitor. Dacă tună, dacă salcâma două oară înflorește, e toamnă lungă. Așa spun. Dacă noi suntem la Dumnezeu, El ne previne că ce să avem înainte, dar noi nu ne pretagem atenție. Pusti cetet, eu думаю, красота никому еще не мешала. Это, знаете, как последняя любовь. Цветет, значит, еще хочет любить. S-a ridicat temperatura, cred că de atâta și un dat înflorește, să-l cădăm obșoată, el repede înflorește. Dacă aș fost bărăș, el nu mai înflore. Pe de altă parte, biologii spun că pomii în floare în plină toamnă sunt o reacție a copacilor la temperaturile anormale pentru anotimpul de față. Când acum apar, diminuează temperaturile în perioada nocturnă și apar primele picături de rouă sau picături în aer, de acum plantele se trezesc parcă din nou la viață, cu aia, de exemplu, cum este castanul. Aceasta este un mecanism de adaptare a plantelor la stres. Au înflorit nu doar salcâmii și castanii, dar și pomii fructiferi. Mai multe fotografii cu cireși și vișini au fost postate pe rețelele de socializare, un exemplu fiind satul Hâncești, raionul Fălești. Totuși, experții ne atenționează că dezvoltarea prematură a mugurilor pun în pericol roada pomilor fructiferi odată cu venirea iernii. Acești muguri florali, pe urmă, vin condiții nefavorabile sau nespecifice
pentru dezvoltare de mai departe a lor și ei pierd roada pentru anul viitor și mai mică. Temperaturile se vor menține calde și în zilele ce urmează, iar prognoza pentru întreaga lună depășește media normală pentru această perioadă. A fost invitată să lucreze ca dădacă, dar mai apoi s-a cerut să se prostitueze. Este vorba de o minoră care a ajuns victima unui cuplu reținut de oameni legii. Fata urma să aibă grijă de copiii celor doi, însă mai târziu a ajuns să se prostitueze alături de alte fete. Organizatorii rețelii au fost reținuți și riscă ani grei de închisoare. Într-un comunicat de presă, oamenii legii susțin că timp de aproximativ 8 luni, învinuiții au recrutat mai multe tinere. Fetele erau cazate în mai multe apartamente din Chișinău, unde ofereau servicii sexuale contra plată. Printre victime se numără și o minoră. Inițial, fata a fost invitată să lucreze bonă pentru copiii minorei bănuiților. Pentru această muncă, suspecții i-au promis un salariu de 2000 de lei. Ulterior, victima a fost convinsă să se prostitueze. Clienții erau găsiți prin intermediul anunțurilor plasate pe site-urile specializate. Poliția anunță că i-a reținut pe cei doi suspecți. Este vorba de un bărbat în vârstă de 33 de ani și o tânără de 19 ani. Anterior, bărbatul a fost cercetat și pentru organizarea cerșitului. Acum, dacă li se va demonstra vinovăția, cei doi riscă o pedeapsă cu închisoare de la 10 la 12 ani. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iulia Budici, după care urmăriți o nouă ediție a emisiunii Politica Nataliei Morari. Dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți! Localitatea Năpadova din raionul Florești numără peste 1000 de locuitori. Ca și majoritatea satelor din țară, tinerii sunt plecați peste hotare, iar bătrânii sunt nevoiți să-și poarte singuri de grijă. În sprijinul lor, în regiune funcționează de câteva luni programul asociației CASMED, care oferă îngrijire la domiciliu persoanelor în vârstă. În localitățile din apropiere nu avem spitale, este foarte dificil să ajungem ca să primească îndeosebi bătrânii un ajutor medical. Lucrul am început cu 15 persoane, treptat numărul beneficiarilor crește. Lucrătorii medicali efectuează vizite regulate la domiciliul bătrânilor pentru a le oferi ajutor medical profesionist. Mătușa Stepanita are 61 de ani și este pensionară. Femeia și soțul său se numără printre beneficiarii programului. Suntem singuri, copiii departe. Soțul e cu diabet zaharat, eu sunt invalid din copilărie, dar amuni sunt bine. Doamna Tatiana vine la noi. Dispoziție bună, ne faci procedurile și ne lasă sănătoși. Moș Gheorghe are 80 de ani. Până să fie inclus și el în program, era țintuit la pat. De câteva săptămâni, bătrânul se poate deplasa singur prin ogradă. Tatiana îmi face masaj de 3 ori pe săptămână, vine, și mai bine mă sunt. Dacă în așa scurt timp sunt așa rezultat, cred că îți fie mai bine, așa? Da, Doamne, îți fie bine, da. Sănătate și pe mâine. Hai, o zi bună și la revedere. La revedere. Hai, pa. Pe lângă serviciile medicale, în cadrul programului, lucrătorii sociali îi ajută pe bătrâni la menajul locuinței, la procurarea celor necesare pentru casă sau la îngrijirea și igiena corporală. Mătușa Vera are 78 de ani, iar de mai mulți ani este singură și neajutorată după ce copiii și nepoții au luat calea străinătății. Mata, cum te sunt? Dinușor. Ca bătrâneță. Da. De ce le-ai împaci și îi duc? Pe o altă uliță am cunoscut-o pe mătușa Maria, care a întâlnit-o pe lucrătoarea socială cu lacrimi în ochi. E foarte bine lucrează, femeie de treabă, e ascultătoare, când am nevoie, vine la prezent. Îi mulțumim, vă rugăm și sănătate și noi. Într-o gospodărie e prea mult de lucru. E prea mult și încerc și eu cu și pot. Eu să sling bă, cu o mână, cu femeile din sat, băbuțele mele, eu așa le spun. Serviciile CASMED sunt asigurate printr-un sistem de cofinanțare. 60% sunt surse de la finanțatori, 30% sunt achitate de către autoritatea publică locală, iar 10% și le asumă beneficiarul. Nu ne-am gândit mult,
foarte repede am luat o decizie că trebuie implementat acest proiect. Toți beneficiarii sunt foarte satisfăcuți. Proiectul acesta o să funcționeze mult timp la noi în localitate. CASMED este o organizație neguvernamentală specializată în prestarea serviciilor de îngrijiri sociomedicale la domiciliu. CASMED furnizează servicii în 12 raioane ale țării. Echipa numără peste 90 de asistenți medicali și lucrători sociali. Organizația are o abordare individualizată pentru fiecare persoană, iar gama de servicii oferite este orientată spre a spori gradul de independență a beneficiarilor.